De unde vine anxietatea? Din inimă, din minte? Sau e un duh rău care îl chinuie pe om? Din inimă. Din inimă vine, pentru că acolo se face conexiunea cu Dumnezeu. Când nu am, inima mea nu e conectată la Dumnezeu, atunci vine anxietatea. Apoi, această informație se duce la creier, care începe să proceseze și să aducă argumente, dovezi că anxietatea ta este întemeiată și proces, și se agravează boala. Da? Și vrăjmașul folosește aceste trăiri ale noastre, le potențează, le parazitează, le virusează.